Vă salut! Haideți să vă arăt cum arată pomișorii. E bine, sunt tăiați de mine, nu sunt expert. Tocmai ce am săpat și am udat pe fiecare în parte cu vreo 20 de litri. Ăstora le-am pus 30 de litri fiindcă au fost la suprafață și a fost pământul foarte tare la suprafață. Și am și pir aici la ăștia doi. Deci e un dezavantaj să-i aveți direct așa pe sol puși. I-am stropit acum cu două insecticide, Coragen și Mospilan, să acționeze mult mai bine, fiindcă sunt afide pe acei lăstari tineri și nu se mai dezvoltă pomișorul. Am mai pus și încă un fungicid Score. Acesta este pentru bășicarea frunzelor la piersic. Vă arăt cum arată o frunză bășicată. Ia uitați, are pere. Deci, au fructe. Bineînțeles că prunii ăștia n-au cum. Pe canal stă umiditatea mult mai bine, am văzut. Deci, la 5 cm în jos e plastelină, să zicem. În schimb aici, la suprafață, nu-i așa. Și vă mai arăt imediat încă un mod de plantare. Nu cred că ați mai văzut. Deci aici unde n-au avut sevă, pomișorii s-au uscat, dar rădăcina a continuat să dea lăstari, am tăiat de jos. Și am oprit eu un lăstar mai viguros. Deci furnicuțele nu prea o să mai aibă ce să mănânce. Am stropit, ok, o să-i stropești pe aia de acasă. Haideți să ajungem la un piersic afectat. Ăștia sunt pomii mei columnari, puși la un metru pe șanț. I-am dat și cu motopompa. Cam așa arată. Deci, în afară de substanțele chimice, mai puteți să rupeți frunzele afectate. Le duceți cât mai departe de locul unde ați făcut stropirea și le îngropați sau le dați foc. Deci rupte din timp, iar când dă căldura nu o să mai se bășice. Acum ăstea o să cadă, bineînțeles, și o să lase pe cele tinere să crească, se dezvolte și nu o să mai apară bășcarea după ce ați stropit. Deci când dă căldura nu mai e prezentă această boală. Important e să stropiți și un diametru în prejurul pomișorilor. Arată destul de bine. Acum vedem ce calitate o să aibă fructele. Mai vedem alt soi de piersic, tot așa cu frunza bășicată. Ia uitați. Asta este. O să opresc ce îmi place, bineînțeles. Ce nu, scot și replantez. Bun, se dezvoltă foarte bine. Vă arăt și pomișorii mai vechi, mai bătrâni. Deci tulpina e destul de bine dezvoltată. Ăsta are un singur măr. Important e că are. Prunii încă n-au intrat pe rod, dar urmează. Sunt destul de bine dezvoltați. Tulpina, vedeți că e destul de groasă. Aici la fel am avut un măr care n-a avut sevă, s-a uscat și l-am tăiat de jos. I-am dat cu mastic cupric pe rană și a dat iar câțiva lăstari. I-am oprit unul mai viguros. Ia uitați. Bun, deci pe șanț e avantajul că
puteți suda foarte bine în profunzime cu motopompa. Puteți folosi stratul vegetal de la supra, altundeva în frun solar, undeva unde solul e obosit. Deci ține umiditatea mai mult și delimitează oarecum clar. Și îmi place mie așa. Deci mult mai bine. Haideți să vă mai arăt altă metodă de plantare a pomilor. Deci folosesc cauciucuri. Uitați, altă metodă. Am făcut gaură, am plantat. La urmă, pe deasupra puneți un cauciuc sau puneți dinainte, cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Îl umbreți cu pietriș. Aici deasupra o să pun niște piatră rotundă, ornamentală. Ține mult mai bine umiditatea. Nu se dezvoltă atât de bine burenile, deci nu cresc atât de mari, se jumol imediat și îl protejează să nu îl accidentăm, da? De exemplu, când trec cu motocultorul, pot să-l evit, să nu dau peste el. Destul de bine. Aici se cosește foarte bine pe lângă cauciuc, deci este treaba bună. Uitați! Deci arată destul de bine. Avem aici un tei pus în cauciuc de ăsta mai mare. Ia uitați. Asta îi pun de 3 găleți de apă odată. Deci solul oricum e foarte bun. Sper că v-am fost de folos. Ne auzim la noi clipuri, sănătate și numai bine.